Salut alături și astăzi suntem aici alături de minunatul joc Car Parking Multiplayer cu o mașină foarte întâlnită prin România, adică un BMW seria 3, dacă nu mă înșel. Parcă seria 3 era acesta, care se învârte și bine, trage și mai bine. Și mai să-l iau cu veja testat un picuț. Are și interiorul foarte mișto făcut. Să mă lasem mai în jos și să-i dau o blană. Sonorul este la maxim. Este la maxim. I-am băgat la în asistul. Și am mult am dat cu ea 270 la oră. Astăzi vreau să dea maxim 200. Nu vreau să dau prea mult. Asta să mi-e place să am sensibilitatea asta la minim, așa. Nu mai arată și chiar pe drift drift, dar aproape. Stai să văd și eu ce am activat pe aici, de fapt. Tracțiunea spate, dezactivăm astea. Practic, o lăsăm așa. Și ne primim foarte frumos. Ca orice șofer de BMW. Nu prea semnalizăm, că nu prea știm. Ora asta mai ușor că intrăm în oraș. Voi ce mai ești, ce mai faceți? Îmi pare rău că n-am postat ieri și nu mai știu dacă am postat alaltăieri sau am băgat răzări alaltăieri în clip și în live, nu mai știu sigur. Dar ieri sigur n-am postat, ceea ce îmi pare sincer rău. Dar nu știam dacă să filmez un bike vlog, un vlog sau un episod de gaming. Și așa că m-am gândit să nu mai filmez nimic. Sincer. Că nu prea aveam chef și să fac un fail ceva, mai bine azi că nu. Ok, răgăște un pic acum pentru că nu este încărcată zona aceasta. Pardon. Că nu am fost de mult pe podul acesta, hai să o luăm pe aici. Trebuie să vedeți, deja aici nu mai are deloc lag. Opa, așa. Mergem frumos. Benzina avem suficient, aici trebuie să fie la dreapta. Dar ascolăm la stânga. Nu știu aici o parcare. Unde ne putem învârti un pic cu el. Fără a fi deranjați de domnii polițiști. Dăm aici drift mod. Nu vindem. Haideți să-i dăm niște cerpeți. Ok, ne învârtim super mișto cu BMW-ul. Ne vindem. În tot timpul asta aici cu car selling-uri. Hai să ne și depărtăm de ea. Încerc să dacă s-aude prea tare. La mine s-aude ok.
obicei. Să vedem aici un drift la ieșire. Nu prea mai știu cum nu? Mai știu cum așa. Mă la fuge prea rău de cur. Și am și înfundat-o. Deci fuge în grăsitor de tare de cur. Acum mergem până la service cu ea să o reparăm pentru că am luat-o. Opa, așa. Am luat 149.000 pe ea. Nu știu ce a fost atât de scumpă, dar am luat-o. S-a strâns la... mai încolo, de fapt. Ok, mă retrăsem un pic, dar... lasă-mi pe drumul. Drumul către succes. Sau către service, mai bine zis. Ne oprim aici frumos. Hop. Să nu intrăm nici în asta. Atât asta să vă dau aici. N-am reparat-o, acum i-am dat un pic cu spatele să știu de aici. Ne plimbăm și noi. Îmi place prea mult din poziția asta aici, îmi place prea mult. Poate să facem și în alt videoclip un 0200 cu mașinuța. Top speed și ce mai e de făcut. Deocamdată am să văd ce părere aveți de acest joc și dacă vă susține din partea voastră, adică like și cât mai multe vizualizări, de ce nu și share-uri, pentru că m-ar ajuta foarte mult și m-aș simți și o susținerea voastră la clipuri. Așadar dați like și eu voi înțelege că vreți să fac o serie cu acest joc. Hai să mergem și în sat. Mă rog, sat îi zic că e de fapt alt oraș. Mai am încă două mașini pe care vreau să vi le arăt, dar nu în acest episod. Deci... 3 episoade vor fi sigur cu acest joc. Și dacă o să din partea voastră, continui cu această serie. Desigur o să mai postez și eu la Truck Simulator 2, dar mi s-a cam luat de acel joc. Și am zis că nu prea nu ține din partea voastră această e. Nici la bike loc am zis că nu prea v-ați mai uitat. Adică în două zile aveam 5 vizualizări și 0 like-uri. Deci practic mă faci să mă las de YouTube. Dacă nu vă susține din partea voastră, mă las de YouTube. Hai înapoi în oraș. Vedem 200 și un pic aici. 210, 220. Două sepași m-am prins.
Hai să mai băgăm acum niște benzină. Sau nu, mai întâi reparăm și pe aia băgăm benzină. Cel mai bine așa. Aoleu! Ce-a fost asta? Opa, așa. O să mai dau un pic niște drifturi. După care mergem să alimentăm, o parcăm și vom încheia test of driving, sau cum vreți voi să ziceți, în acest video. Chiar aici o să dăm drifturi pentru că avem loc. Le dau din interior. Stați așa un pic. Nu știu ce a fost aia acolo. Da, mai întâi niște circulețe. Și apoi o luăm pe drift. Au. Să facem și un burnout. Asta că ne parcăm, vom încerca. E sigur că acum mergem să facem plinul. După care sigur că trebuie să o repar să merg pe la parcare. Hai să ieșim și noi din drift mode. Și nu aș este parcarea care trebuia să iasă. Ok, am zis că e POV test. Test drive POV. Mi-a mâncat un sfert și un pic de rezervor în tot acest timp. O lăsăm aici frumos. Opa, așa. După care mergem să o reparăm și ne băgăm în parcare la Mac să încercăm să facem un burnout. Gata, am făcut și plinul. Opa, așa. Haideți la service. Cu viteză maximă. Mă grăbesc pentru că știu că la nu vă place episodul de mergi așa de lungi. Dar unii îmi ziceți că le vreți mai lungi. Sau cel ce îmi ziceați, nu știu dacă mă uitați acum. Opa, așa. Deci putem să o și pe aici ca să nu vă apă același drum.
Stop în modul plimbare. Dar totuși unde sunt? Oh, aproape de drumul de țară. Nu știu pe unde să mă iau. Sincer, m-am cam pierdut. Dar nu au problem. Începem acum blanul. Și vedem noi unde suntem. Dacă aș lăsa dreapta, e perfect. Gata, nu mai suntem pierduți. Am dat semnal foarte devreme. Au spus și 6.000. Asta să iau banii mai bine. Haide, mă. Nu intra în viteză. Ok, pornim oglinzile ca să ne putem parca din interior. Hop. Și senzorul de parcare, că un BMW normal are senzori. Dar trebuie să fie perfect. Da, chiar sunt perfect. Hop. Îndreptăm. Îi mai dau un pic, mai un pic așa. Hop. Și acum cred că este perfect. Aproape drept. Hai să-i dăm un drive și să încercăm un burnout aici. Oh, am zis burnout. Stați că încerc altă combinație. Frână de mână. Accelerați și după aia. Nu, nu vrei. În spate poate vrei. Nu vrea și am și lovit mașina. Oh, man. Păi da, mă băiesc, am aici concept sub cu aici a fost Alex Gurs și nesigur ne-a dat toate. V-am lăsat să aveți o zi frumoasă, faină și cum o vreți voi. Vamos, pá.